Decizie controversată a Curții de Apel București. O mamă este despărțită de copiii săi minori în favoarea tatălui. Bărbatul este cetățean româno-american cu rezidență în Franța, dar în același timp este și consumator de droguri și recunoscut ca o fire violentă. Mama cere disperat ajutorul statului. Pe de altă parte, la penitenciarul de la Aiud se fac pregătiri intense pentru venirea lui Cătălin Cherecheș. Iar Oana Sivache spune că nu a luat niciodată mită, ea doar a denunțat. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu, începe Fără de Lege. În această seară am invitat lângă mine pe Oana Chirilă. Este mama despre care v-am povestit în intro și care este în pericol de a-și pierde copiii. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Daniela Tarău, președintă ONG Apărarea Drepturilor Omului. Bună seara! Și în această parte așa grei emisiunii, Ana Bulai, sociolog, Cosmina Cerva, avocat. Bine ați venit! Am să încerc să vă spun așa pe scurt povestea Oanei. Era căsătorită, are doi copii. Tatăl în ultima vreme devenise din ce în ce mai violent și agresa copiii, era și consumator de droguri. Mama, nemai putând să suporte toate aceste lucruri, a băgat divorț. Bărbatul, supărat, nu prea i-a convenit. La un moment dat, mama a venit în România cu copiii din Franța în vacanță, pe semnătura tatălui. În România fiind, s-a gândit că se află în pericol dacă ea se va întoarce în Franța cu copiii și a hotărât să rămână în România. Tatăl, disperat, a acuzat-o de răpire internațională de minori. O instanță de judecată din Timișoara i-a dat dreptate și Tribunalul București i-a spus că e ok, copiii rămân la părinți, dar Curtea de Apel București a anulat această decizie. Mama este în pericol de a-și pierde copiii, deși este muncitoare, nu consumă droguri, nu este violentă, nu a fost înregistrată vreodată, nu știu, să ajungă pe la poliție că ar fi furat sau că ar fi făcut scandal. Este o mamă normală. O să o las pe ea să povestească întâi cum s-a ajuns aici. Sigur, mulțumesc frumos. Eu și domnul Chirilă încă suntem căsătoriți, suntem într-un proces de divorț. Am locuit în Franța împreună timp de 4 ani. S-au născut cei doi copii acolo și până la nașterea copiilor lucrurile au fost ok, așa și așa. Ne-am adaptat la Franța, n-a fost cine știe ce. Voi v-ați dus în Franța din România sau veneați dintr-o altă țară? Veneam din Statele Unite. Am locuit acolo o perioadă. Eu m-am dus după el după ce mi-am terminat studiile, pentru că l-am iubit foarte mult și iată un pic rezultatul. Dar m-am dus după domnul acolo și împreună ne-am întors în Franța. Lucrurile au început să devină complicate cu nașterea primului nostru băiețel, primului copil. Domnul simțea că nu mai primește aceeași atenție sau lucrurile deveniseră diferite în cuplu, aș spune. Iar ușor, ușor, și cu nașterea fetiței, lucrurile au devenit chiar insuportabile. Nu numai că domnul nu percepea această atenție, dar consuma din ce în ce mai mult, de dimineața până seara stătea închis în camera dumnealui. A devenit tot mai violent. Tu cum ți-ai dat seama că el este consumator de droguri? Păi știam că le consumă, adică le consumă de mulți ani, dar nu atât de mult. Am încercat să-i fiu alături, să-l ajut. Consuma ocazional, bănuiesc, ocazional. La început. Exact, era ocazional, era rar. Dar cu cât au trecut anii și astea, cel mai mult în ultimii 2 ani, era constant, constant. Era în fiecare zi, de dimineața până seara. Era
Povestește-mi puțin, am înțeles că în prima instanță tu ai prezentat în instanță probe audio și video în care el se purta violent cu copii, recunoștea că este consumator de droguri. Dar asta, de ce cealaltă instanță a anulat toate aceste probe? Dacă nu, toate probele au fost prezentate la curtea de apel. Aceste probe. În prima instanță am prezentat mesajele domnului foarte amenințătoare, pentru că atunci când dumnealui consuma și mai și bea în plus, făcea niște chestii și nu-și mai aducea aminte a doua zi ce făcea. Deci devenise chiar foarte critică situația. Iar la curtea de apel am prezentat aceste materiale și nu pot să-mi închipui de ce s-a ajuns la cu acele materiale, cu video în care dumnealui este foarte violent cu băiețelul, cu mesaj în care ne amenință cu violența. Nu înțeleg de ce s-a ajuns la un asemenea Cosmina, răspuns. Tu cum vezi procesul ăsta? Cum o instanță îi dă dreptate mamei și mi se pare normal, nu știu, o mamă nu poate fi despărțită de cum, mai ales că sunt minori, 2 și 5 ani. În primul rând, asistăm la o decizie a instanțelor de judecată diametral opusă. Exact cum în penal o instanță te achită, cealaltă te condamnă și te trimite la pușcărie, exact și în cazul ăsta o instanță a constatat că, într-adevăr, există un pericol pentru copii, chiar dacă, din punct de vedere al legislației, eram în situația în care, în prima ipostază, prima condiție, minorii, într-adevăr, se află ilicit pe teritoriul României și ar trebui returnați, dar legea are o excepție atunci când există un pericol, ei rămân, trebuie protejați, nu trebuie returnați acolo unde este pericol. În mod corect, Tribunalul București a constatat că reîntoarcerea lor la tatăl, la domiciliu obișnuit, pentru că așa spune convenția, e vorba de domiciliu obișnuit al minorilor unde ar trebui returnați. În mod corect, Tribunalul București a constatat că acolo este un pericol, pentru că la domiciliu obișnuit al minorilor se află tatăl, care tatăl, am citit pasaje din motivarea Tribunalului București, într-adevăr s-a făcut dovada în primă instanță că tatăl este consumator de droguri cunoscut în Franța, este violent cunoscut în Franța ca violent pentru că s-au depus plângeri. O instanță din Franța a dat provizoriu minorii mamei, tocmai pentru că în perioada divorțului, cred că și acolo s-a făcut dovada cumva că motivele divorțului ar fi culpa tatălui, adică violența lui, consumul de droguri și așa mai departe. Nu mi-explic și nu există la acest moment motivarea Curții de Apel București, pentru că s-a pronunțat soluția de curând, acum cred că 25 martie, ea nu este încă motivată. Să vii să răstorni probatorul la 180 de grade, adică să vii să spui că trimiți copiii acolo unde deja un judecător a constatat că este pericol pentru ei, doi copii foarte micuți, de câțiva ani, adică vorbim de 2 ani și 5 ani, nu vorbim de copii de 12-13 ani, dar chiar și aceia n-ar avea ce căuta la un tată violent. Și atunci, iarăși, trag un semnal de alarmă. Instanțele astea din România, care dau soluții care câteodată și pe noi avocații ne bulversează. Numai părinții deja sunt șocați. Vă dați seama să primești o decizie că mâine cineva va veni și îți va lua copiii. Da, are termen deja 14 zile. De la comunicarea hotărârii, da. Nu s-a redactat. Da, de la comunicarea hotărârii, dar faptul că o instanță vine și constată, un judecător scrie negru pe alb, este pericol acolo. Copiii, nu? Instanță de recurs, vorbim de 3 judecători. Fiind femei și probabil mame. Copii. Eu nu știu acum dacă sunt, cred că nu știu, au fost la curtea de apel, au fost femei în complet? Da, toate. Au fost trei judecătoare. Trei femei. Judecători, da. La curtea de apel au constatat. Trei femei. Da. Trei. Da, foarte trist și foarte șocant și dacă îmi cereți mie explicații, eu nu am explicații, așa cum nu am nici în penal explicații pentru hotărârile în care un judecător constată că nu există nimic, te achită, vin alții care spun, ba da, te duci la pușcă. Nu există. Instanțele din România cu astfel de decizii nu fac decât să scadă și puțin aia încredere care mai există în actul de justiție din România. Da. Sigur, pentru că n-ai cum un om, un cetățean obișnuit care este vede, ascultă ce vorbim noi acum, trage o concluzie și spune, dom'le, ori ceva s-a întâmplat cu judecătorul de la fond, dar
atât de cursivă este acea motivare, eu am citit-o și atât de cursivă, atât de bine justificată, motivată, face referire judecătorul la probele care s-au prezentat în față, la toate actele aduse din Franța și depuse în România, la mesaje. A fost analiză completă, nu a scăpat nimic. Da, da, este o sentință frumoasă, corectă, motivată și argumentată. Să o întorci la 180 de grade înseamnă că judecătorii ăia, nu știu, pentru că întoarcerea ce ar însemna acum? Ar însemna să spun așa, da, într-adevăr, minorii se află ilicit pe teritoriul României, exact cum a spus și prima, și condiția a doua, nu există excepția pentru că nu e niciun pericol. Dacă îi întorci în Franța, la un tată care se drogează, la un tată care e violent, la un tată care îi amenință, care îi bate, care îi sperie, vă dați seama unde s-a... Ana Bulai, cam ce efect ar putea avea această decizie asupra copiilor care au crescut de când s-au născut, ei au fost alături de mamă, în mod normal copiii până la o anumită vârstă stau alături de mamă? În jurisprudență, din câte știu, se numește interesul superior al copilului. Efectele psihologice, mă rog, anxietatea de despărțire este traumatizantă pentru tot restul vieții și despărțirea de mamă, schimbarea de mediu, felul în care, sigur, pleacă într-o altă comunitate, cu altă grădiniță, cu alți prieteni, etc. Copilul nu trăiește așa ca un animăluț de companie. El face parte dintr-un mediu care îl protejează și siguranța mediului este de asemenea foarte importantă. Toate traumele acestea ne arată studii consolidate în ceea ce privește efectele traumei din prima parte a copilăriei, produc efecte pe tot restul vieții, adică sunt aproape irecuperabile. Este, pentru mine nu este o surpriză că judecători femei dau astfel de decizii. Eu am văzut judecători femei în țara aceasta care au hotărât că fetițe de 8-9 ani meritau să fie violate pentru că aveau fustițele prea scurte. Este ceva ce se întâmplă din cauza, cred eu, lipsei de responsabilitate a acestor magistrați față de deciziile pe care le iau și a faptului că ei, această imovabilitate a lor este cumva greu de înțeles cum poți să nu răspunzi pentru lucruri care traumatizează un om pe tot restul vieții. Nu există răspunderea magistratului bine conturată în țara asta. Nu există deloc. Din punctul acesta de vedere, este o scăpare a cadrului, cred că voită a cadrului legal în care noi funcționăm. Faptul că judecători fac legea pentru ei înșiși este o anomalie și un conflict de interese care nu mă aștept să fie rezolvat curând, dar dă seamă de astfel de aberații. Încrederea oamenilor în justiție, o știți din barometre, ea este foarte scăzută. Încrederea oamenilor în stat, prin urmare, este foarte scăzută. De aceea, astfel de cazuri, și îmi pare extrem de rău că discutăm o astfel de situație, nu face decât să încurajeze oamenii să-și facă dreptate cu propriile mijloace și, din punctul acesta de vedere, dacă vreți, situația, efectele sociale sunt la fel de grele pe termen mediu și lung. Haideți să și citim pasajul în care instanța, pentru că e, spune Tribunalul București așa: concluzionând, față de circumstanțele cauzei, ținând cont în mod prioritar de interesul superior al minorilor, tribunalul apreciază că subzistă o temere reală de natură să conducă la concluzia unui pericol grav la care minorii ar fi supuși în cazul înapoierii lor la reședința din Franța, expunându-i unui mediu instabil, lipsit de îngrijirea și supravegherea pe care vârsta acestora o impun, în sensul articolului 13 din Convenție. Deci astea sunt concluziile judecătorului Tribunalului București. Ce ar putea să vină să spună Curtea de Apel acum? Hai să-i trimitem acolo unde există un pericol grav. Copiii trebuie să se întoarcă în Franța, la tatăl. Avem doar tatăl minuta. Care i-a abuzat de nenumărate ori. Pune sunt clar probe la dosar. Bine, minuta nu înseamnă și o motivare. Minuta nu spune înseamnă doar că se admite calea de atac, se dispune, se respinge, se admite acțiunea care a fost respinsă în fond și se dispune... Autorizează tatăl în situația în care mama nu va duce copiii pe teritoriul Franței. Autorizează tatăl pe cheltuiala mamei
să vină să ia copiii. Da, să... pentru că acolo în lege mai sunt câteva condiții pe care instanța chiar le poate impune pe cheltuiala mamei. Întrebarea ta e absolut, absolut pertinentă. Ce poate să vină să spună instanța din apel în momentul ăsta? Că tatăl este un consumator. Că șterge tot pericolul grav constatat de prima instanță. Tatăl este un consumator. Chiar el a recunoscut lucrul ăsta. Copia și-a asumat. De apel spune că copiii trebuie să meargă la un tată consumator de droguri. Absolut. Aici. Un pericol, și violent. Și violent. Punând un consumator de droguri care consumă în mod constant și continuu, la un moment dat, probabil că ajungi într-o stare. Asta chiar aș vrea să lămurească Oana, pentru că cu siguranță îi se va pune întrebarea asta. Băi, ai știut că e consumator, de ce ai stat cu el? Nicio, din cred, eu n-are nicio legătură asupra copilului, da. De ce a stat... S-a încercat lucrul ăsta în fața instanței de apel. Mi se pare absolut aberant și agresiv pentru mamă, pentru relația mamei cu copiii. N-are nicio legătură de ce stă mama cu partenerul de viață, indiferent cum este el, cu transmiterea copiilor, trimiterea copiilor către un om irresponsabil. Exact. Un om care este drogat și care... își vătămează propriul corp, nu poate fi responsabil de siguranța unor... Și un bărbat care la un moment dat a spus ce spunea că face în momentul în care vor ajunge copiii în Franța. Că închide... De exemplu, aici în România ei se duc la grădiniță. E o grădiniță privată, bilingvă, un mediu calm, liniștit, sănătos, stabilitate completă. E o rutină, sunt copii mici, e nevoie de stabilitate. O comunitate, prieteni care îi înconjoară. În Franța, dacă copiii ajung acolo, o să-i ducă la o școală publică, de la 8 dimineața până la 7 seara, după care accesul meu la ei, datorită acestei hotărâri din România, va fi folosit de tată 100% să îi țină ei și să mă îndepărteze și să mă izoleze de el, precum a scris în Franța, în cererea pe care a făcut-o avocatul lui către judecătorii de acolo. Mama să-i vadă doar jumătate din vacanțele școlare, de la 9 la 5 sub supraveghere. Deci va folosi și plus, în plus, pe lângă toată treaba asta, datorită acestei sentințe din România, eu voi fi considerată cum voi fi considerată, iar el va folosi treaba asta ca să... Doamne ferește să piardă copiii acolo. Pierd copiii, clar. Da. Iar din cauza acestui consum constant al lui și acestei și vârstei copiilor, pentru că sunt niște copilași activi, sunt fericiți, sunt gălăgioși, cea mai mare copii. Îl deranjează, cum a declarat și Bona în declarațiile ei, ne-a ajutat în Franța, m-a ajutat în Franța. Îl deranjează zgomotele și trece de la o stare la alta din 5 în 5 minute. Efectul drogurilor. Tu consumul. Riscă copiii să ajungă în sistemul francez. Nici la mama, nici la tata. Eu nu aș mai putea să-i protejez acolo. Copiii adică la asistența socială să ajungă. Copiii sunt cetățeni francezi? Nu. Toți cetățeni români. Toți patru suntem cetățeni români. Toți patru. E uimitor cum statul român ce face statul are român, exact. Atât de puțină grijă pentru proprii copii. Este spectaculos la nivel european, mai ales țările nordice ne-au atras atenția, cum luptă pentru fiecare cetățean, pentru fiecare copil, chiar al românilor. Care să le rețin acolo. Da, pentru că își dau seama cât este de important. Da. Ce vreau să vă spun este că Oana, în momentul în care a ajuns în România, totuși, chiar, ok, copiii stând ilicit în România, conform convenției, i-a anunțat consulatul, i-a anunțat deja SPC-ul, i-a înscris copiii la o grădiniță, i-a făcut niște lucruri absolut normale pentru copii. Da? Mă întreabă cineva. Ei au avut și o perioadă în care au stat legal, pentru că a existat acea vacanță de 2 sau 3 săptămâni. Ei au venit pe o perioadă determinată, perioada cu acordul vacanței tatălui, pentru că așa se procedează atunci când e vorba de doi părinți, și au avut o perioadă în care ei au stat legal. Adică au venit cu acordul tatălui. Când s-a depășit perioada pentru care el și-a dat acordul, de acolo a început să se aplice. Dar mă întreabă cineva, oare judecătorii ăștia nu sunt și ei consumatori de droguri? Stai și te gândești dacă dai o astfel... Credem în ideea asta, deși...
te gândești ce poți să te gândești că poți probabil au luat bani, că probabil sunt și ei consumatori, pentru că este ireal să neconceput așa ceva. Nu? Cred că este foarte multă superficialitate. Eu întotdeauna pun reaua voință la egalitate la prostia. Ca să nu spunem lucrurilor pe nume. Superficialitate, poate și temere, văzând că este vorba despre un cetățean cu cetățenie. Un rezident. Da, străină, s-au gândit să nu existe contestații, etc. Și probabil o frunzăre la dosarului. Soțul are și cetățenie americană. Toți patru avem cetățenie americană. Dar odată ce am plecat de pe teritoriul Statelor Unite, după 6 luni de stat în Franța, nu mai are nicio competență. Statele Unite nu mai au nicio treabă cu noi. În momentul în care a venit aici, a apelat cumva și la ambasadă? Nu. Nu, nu a apelat nimeni. Nu s-a implicat în dosarul? Nu, pentru că nu mai au pierdut dreptul de cetățenie după 6 luni. Nu, nici în Franța nu am făcut nici care. Și eu aș fi putut să fac demersul, dar nu ai ce demersul să faci. Chiar dacă suntem responsabilitatea noastră... Nu, eu o întrebam pentru că noi știm aici, trăind în țara asta, că ambasadele s-au mai implicat ele pe aici, pe acolo. Nu, este un caz în care... intervenții și atunci de asta am vrut să fiu sigur. Nu, dar ea a cerut un fel de consultanță la consulat, nu? Și i s-a spus, sau la ambasadă, i s-a spus, dacă ne băgăm, pierdeți copiii sigur. Dacă nu ne băgăm, mai aveți o șansă. Da. Deci, eu nu știu statul ăsta în care... Care pierdeți? Pierdeți amândoi sau cum? Dacă ambasada intervine în acest caz, mama pierde copiii. Dacă nu intervine, are o șansă să nu-și piardă copiii. Așa i s-a înțeleg. Ce argument se aduce acestei afirmații? Tehnicitatea legii, dacă mă întrebați pe mine. Scrie acolo că e rezident, scrie că un judecător din Franța a spus că trebuie să-ți dea copiii. Avem o literă a legii și un spirit al legii. Spiritul legii. După cât observați, doamna Bulai, spiritul legii a dispărut de mult din țara asta. Nu vedeți ce se întâmplă? Adică noi dau seama că suntem mai nimănui. Deci nu ne apără nimeni, nu știu. Exact cum spunea domnul Bulai, ne luăm dreptatea în propriile mâini. Ne facem dreptate singuri. Da, dar acum nu sunt chiar toate pierdute. Ok, este regretabil, este dureros, poate chiar revoltător că trei judecători români nu știu și nu vor și nu pot să apere interesele. Probabil la mame la rândul lor. Români, nu, la doi copilași, nu la mamă. Că nu e vorba de mamă și de tată. Vorba despre copii. E vorba de doi copilași mici, de 2 și 5 ani, care sunt în pericol acolo unde judecătorii români au înțeles să-i trimită. În Franța, la tatăl care consumă droguri, pentru că a constatat deja o instanță din România că este consumator de droguri. Deci este regretabil și chiar revoltător. Aș vrea să știu cine sunt judecătorii ăștia de la Curtea de Apel București. Chiar aș vrea să le știu numele, ca să știu, poate când vreodată o să am ocazia să-i privesc așa în ochi, să totuși să văd ce e în sufletul lor. Cosmina, îți aduce aminte de cazul 2 mai în care judecătoarea la primul termen a întrebat dacă mortul este în sală, iar la al doilea termen a întrebat tatăl cine sunteți și ce căutați? Adică... Cred că dacă ar fi să facem o emisiune și să povestim câte lucruri dureroase am auzit din gura judecătorilor în sălile de judecată, cred că ne-ar trebui aici niște psihologi care să ne trateze după ce discutăm despre ce se întâmplă în sălile de judecată. E crud, crâncen și urât ce se întâmplă în sălile de judecată din România. Oamenii pleacă atât de dezamăgiți din sălile de judecată, atât de fără speranță, fără, nu știu, se întâmplă ceva. E adevărat ceea ce spui, dar de data aceasta se joacă cu viitorul unor copii. Da. Nu, se joacă cu viața lor, viața nu cu viitorul. Cu viața lor. Viitorul și viața lor. Aici e vorba de viața la 2 ani. Nu știu dacă putem vorbi foarte mult de viitorul unui copil, că el are 2 ani. Noi vorbim acum de viața lui, de dezvoltarea lui psihică, de traumele, traumele care îi vor rămâne pe viață acestui copilaș. Nu vorbim acum de cine știe ce viitor. Vorbim de o femeie disperată în țara ei în care s-a născut, unde judecătorii... Dar are drepturi. Drepturi. Păi se pare că nu mai are niciun drept, că dacă n-are dreptul de a-și ține copiii pe care i-a născut lângă ea și copiii ei sunt trimiși de 3 judecători acolo unde este un pericol, nu... Se pare că nu mai are niciun drept. Dar eu nu vreau să-i iau speranța și vreau să-i spun așa, că dacă în Franța, la momentul la care, înainte să plecați pe procedura divorțului, ați avut o procedură, în România fiind un fel de ordonanță de urgență, ați avut o astfel de cale judecătorească în care v-au fost încredințați temporar.
Da? Nu trebuie să vă pierdeți speranța, pentru că hotărârea din România este strict cu aplicabilitate pentru returnarea lor în Franța. Asta nu înseamnă că se vor duce automat la tată. E vorba doar de returnarea la domiciliu obișnuit. Dumneavoastră o să mai faceți un efort și o să mergeți cu ei acolo, dacă se întâmplă că nu puteți să-i lăsați. Nu. O să mergeți acolo și o să continuați divorțul. Nu știu dacă cine v-a spus că are un efect atât de mare hotărârea din România. Are un efect, dar nu atât de mare. Pentru că dacă în Franța dumneavoastră demonstrați în continuare că el este un pericol, așa cum deja instanțele din Franța au constatat când v-au dat provizoriu copiii până la stabilirea definitivă, nu e totul pierdut. Adică nu trebuie să vă pierdeți speranțele și acum să faceți cine știe ce prostii în disperare că vă pierdeți copiii. Dacă se va ajunge, bine, mai puteți lupta ca mamă în România și spunem doar atât, ca mamă în România, dar dacă se va întâmpla să vii ea, puteți lupta acolo în Franța. Și înarmați-vă cu credință și apelați la avocați în Franța, că sigur veți câștiga dacă este așa cum scrie în această hotărâre. Pentru că și dumneavoastră puteți folosi prima hotărâre a Tribunalului București, o traduceți și acolo sunt niște constatări pe situațiile de fapt foarte defavorabile pentru tată. Adică dacă luați hotărârea aia și o traduceți, o să vedem ce spune și Curtea de Apel. Dar dumneavoastră mergeți cu o hotărâre unde un judecător a constatat ceva și mai întăriți cu niște probe și nu-i totul pierdut. Ce relație au copiii cu tatăl? Păi eu i-am lăsat tot timpul să aibă legături cu tatăl, indiferent cum s-a purtat el cu ei. Dar ei, nu știu, când îl văd, îi sar în brațe, au tata, astea, sau au, nu știu, respingere? Păi nu l-au mai văzut. Sunt copii, nu? Sigur, nu l-au mai văzut de aproape un an. El a venit să-i vadă o dată de Crăciun. Suntem plecați de aproape un an din Franța. Dumnealui a venit să-i vadă o dată de Crăciun, doar două zile. I-am sugerat să totuși, na, adică suntem totuși plecați de ceva timp, nu vrei să-i vezi un pic mai mult. A vrut doar două zile pentru că avea alte planuri, dar în schimb, la București, în fața acelor doamne judecătoare, a venit plângând aproape o dată pe lună, pentru că și cu ursulețul fetiței, la fiecare termen, cu ursulețul fetiței noastre în mână și cu pozele lor pe care le pupa, spunând că lui îi lipsesc copiii și e dor de copiii lui, când el putea să vină la Timișoara să-i vadă. A doua oară când a venit, a fost în cadrul expertizei psihologice a băiețelului. Evaluării, exact, pentru că acea expertiză n-a avut loc. În cazul evaluării băiețelului. Pentru ce? Ca să facă presiuni pe mine, să-l vină, a venit cu jucării, cu ciocolate, pentru copii, să-l vadă cât te iubesc. Deci a fost un teatru și o presiune incredibilă, inclusiv pe săraca grădinița copilul unde au mers și femeile s-au speriat când l-au văzut, că a vrut să ia copiii de la grădiniță. Deci a fost și un coșmar. Vreau să vă mai spun că acest domn, tată care plânge prin instanțe, primește droguri din America în jucăriile copiilor. Nu cred. E, ba da. O metodă interesantă, genul acesta de abuz emoțional este destul de cunoscut în situațiile de divorț, mai ales când bărbatul, partenerul, este... nu tocmai echilibrat și, mă rog, și consumul de droguri face parte dintr-un dezechilibru psihologic serios. Adică această agresivitate, acest teatru, această presiune care e foarte bine calculată, n-are nimic emoțional în tot acest spectacol, este un tip de psihopatie, fără niciun fel de delicatețe și fără niciun fel de... Cine ar putea să o constate? Acum, sigur că e mai greu de constatat, face parte din tot ansamblul comportamental pe care partenerul și tatăl respectiv l-a avut. Cred că o solicitare a unei expertize psihiatrice poate să fie, pentru că
tot acest joc nu este un comportament normal. Este un comportament, absolut, repet, patologic, cu o patologie din acest spectru... Pe care un profesionist ar trebui ar putea să... Și este relativ simplu de depistat și de diagnosticat. Care ridică și mai multe semne de întrebare dincolo de consum, dincolo de, probabil, violența casnică față de decizia respectivă și față de siguranța copiilor acolo. Sincer, eu aș cere un ordin de protecție în secunda 2, n-aș sta în casă cu personajul acesta nicio secundă după acest ansamblu de fapte care îmi arată un joc calculat cu niște obiective foarte clare. Nu ușor pentru un om să facă spectacol din acesta emoțional în fața instanței, cu pupături, cu nu știu ursulețul, ce. Adică e o punere în scenă care ți arată un grad de elaborare destul de diabolic, și o capabilitate de a pune... Un om instruit, nu vorbim dacă faci un așa care. Ceva cu instanța, poți face niște fapte de abuz față de minor de o gravitate de care nici nu ne dăm seama, care să-l traumatizeze pe copilul ăla forever, ca să, pentru tot restul vieții. Sunt bărbați care își bat femeile, după care le iau în brațe doar pentru că au intrat copilul în cameră și îi spun, vai, draga mea, să te ajut, și femeia plânge de loviturile pe care le primește. Genul acesta de personaj este un personaj diabolic. Și, repet, există nevoie de un tip de expertiză care să scoată în evidență un pericol, cred, mai mare decât consumul în sine de droguri sau mai știu eu ce cuvinte dure spune mamei sau palme date. Ce profesie? Ce lucrează tatăl? Dumnezeu lucrează în IT. Este IT-ist și lucrează la Microsoft. Vreau să vă spun că noi l-am sunat pe domnul, voiam să îi luăm și dânsului o părere, dar nu ne-a răspuns la telefon. Da, este în IT. Și este foarte bun pe jobul lui, lucrează în securitate. Mi-a luat telefonul de câteva ori. A încercat foarte mult să mă controleze în sensul ăsta. Mi-a luat telefonul, mi-a descărcat mesaje, mi-a citit mesajele intime cu prietenii, cu cunoscuții. Vai, ce ai putut să spui despre mine, dar vai, dar de ce mi-ai luat telefonul? Adică este așa o violare a spațiului privat. Știa unde merg, mă urmăria pe telefon cu... Da, probabil că i-a instalat ceva. Poza pe care dumnealui a pus-o la dosarul acesta de răpire a fost o poză pe care a luat-o de pe telefonul meu, în care era geolocalizarea. M-a geolocalizat unde stăteam cu copiii în Timișoara, absolut înfricoșător. Când a venit domnul polițist, l-am întrebat, de unde aveți poza asta? Dumnealui a spus, păi de la domnul. I-a trimis-o. N-am trimis-o. Deci a localizat-o. Deci își folosește toate aceste cunoștințe profesionale, okay, profesionale, da. Și le folosește în scop personal. Da, și a încercat foarte multe chestii. Și izolarea, mi-a interzis să-mi văd prietenii, să-mi văd familia, părinții, la un moment dat, pot să-i chem. Dar nu se știe ce se întâmplă când ajung aici. Apropo de abuzul despre care vorbea da, de vreme. Deci foarte, a fost, eu nu, asta n-a fost o decizie pe care eu am luat-o ca pe un moft, adică după 12, absolut deloc. Au fost 2 ani de zile în care am încercat foarte, foarte mult. Am încercat să vorbesc cu el, să hai și cu drogurile. Eu încercăm împreună, nu știu, cumva o scoatem la capăt. Suntem de 12 ani împreună, avem 2 copii. Nu se poate, deci, chiar în halul ăsta. Nu s-a mai putut. Nu s-a mai putut și când a devenit tot mai violent cu copii, nu s-a mai putut. Deci, pentru mine a fost ultima... Dar cu dumneavoastră a fost violent? Da, dar nu o să recunoască niciodată. Violent până la bătaie, până la sau doar violent, agresiv mă prindea, mă împingea, adică genul ăla de... Ia cumva vreun tratament? Poftiți? Ia cumva vreun tratament, pastile cu litiu? Nu ia niciun tratament. A avut o perioadă în care am fost acolo la doctor pentru că avea o stare de anxietate constantă că moare.
Și am încercat să-l ajut. Mergeam, mi-am luat și liber de la lucru în perioada aia. Consiliere. Nu știu, n-a vrut să meargă, nu dorește să meargă să facă consiliere. Am încercat să-l ajut, să... Nu, n-am Dar despre consumul de droguri ce spune? E absolut normal. Spune că e absolut normal pentru că sunt considerate legale, deși el consumă și legale și ilegale. Adică... Bine, el se pare că la un dat a venit din Statele Unite cu o prescripție medicală în sensul ăsta. O... Nu, acea prescripție a fost din Franța pentru cealaltă parte a vieții lui, pentru amante, pentru... E foarte rușinos, adică pentru un om, da. Pentru potență a fost acea prescripție. Deci, nu mai am citit. Deci, prescriau droguri pentru potență? Poftiți? Îi se prescriau droguri pentru potență? Nu, droguri, medicamente. Probabil a luat un tratament. Tratamente, nu. Asta cea... Bun, deci să înțelegem că are mai multe probleme. Ele sunt mai de mult. Ați sperat că se vor rezolva. Da, am zis că poate. Și de fapt, de la nașterea copiilor, ele s-au agravat. Tot mai mult. Tocmai pentru că au bază psihiatrică. Deci problemele pe care dumneavoastră le descrieți sunt de manual, repet, sunt de diagnostic. Nu vreau să spun diagnosticul acum, că nu am această meserie și... Nu ar fi deontologic corect, dar este foarte aproape de... Adică luăm publicitate și revenim cu discuția. Am revenit, nu știu, vă readuc aminte, mie mi se pare incredibil ce se întâmplă în această țară. Deci trei judecătoare de la Curtea de Apel București efectiv îi iau unei mame copiii și îi dau tatălui consumator de droguri și din ce declarații sunt la dosar și ce spun oamenii care îl cunosc, se pare că domnul este puțin bipolar, dar toate aceste lucruri nu au contat deloc pentru Curtea de Apel București. Cosmina, în România nu mai are nicio șansă, nu? Eu am spus, în România are șansa luptei mamei care își apără puii. Și atât pot să spun. Cu toate forțele. Dar ea poate lupta în continuare pentru acești copii în România. Dacă justiția n-a înțeles care este lupta mamei, ea o poate continua extra... Justiție. Nu, dar din punct de vedere juridic mai are vreo din posibilitate? Din punct de vedere juridic, când trei judecători români vin și aruncă de pe teritoriul României de lângă mamă doi copii români într-un alt stat, cam ce să mai lupte femeia asta în România, ce să mai facă? Sau ce încredere să mai aibă? E vorba despre încredere. Ce încredere? Acum, sincer, ea este o femeie speriată, ea e aici, nu știe mâine ce se întâmplă, mâine când se motivează hotărârea și o primește, nici nu știe, cred că nu i-a spus nimeni ce se va întâmpla, măcar să vorbești procedural cu avocații, ce înseamnă intervenția autorităților, de unde până unde pot interveni autoritățile dacă te caută, cum se pune în executare, să nu fii speriată când te vei lovi de ceva. Dar în continuare eu spun că poți să lupți. Mai există variante de luptă. Dacă justiția e strâmbă, o mamă are tot dreptul să-și apere copiii pe toate căile și sub toate formele. O să vorbim după. Te-ai interesat ce posibilități ai tu în Franța? Dacă te întoarci în Franța, ce s-ar întâmpla? Păi, dacă m-aș întoarce... Tu ai fi obligată să stai cu tatăl copiilor? Nu. Aia nu. Aș avea încă la mine copiii, dar nu știu pentru cât timp, pentru că acest divorț, cum am spus, încă este în curs și datorită, din cauza acestei hotărâri din România, eu voi avea o bilă foarte neagră pe care el o va folosi foarte, foarte mult în favoarea lui. Dumneavoastră m-ați întrebat de unde știu de aceste șanse sau că șansele sunt destul de mari să nu mai am. Avocata din Franța pe care o am acolo mi-a spus însăși acest lucru. În sensul că el sigur va folosi treaba asta și... Da, v-am spus, implicația juridică a acestei hotărâri este doar că minorii, împreună cu mama, dacă mama dorește,
trebuie să se întoarcă la domiciliul obișnuit. Uh-huh. Domiciliul obișnuit este considerat de către instanțe cel din Franța. Uh-huh. Asta este implicația juridică. Da. Da, va folosi ce? O hotărâre în care niște judecători, o luăm pe astea, curții de apel, care din punctul nostru de vedere a tuturor este incorrectă, dar așa incorrectă cum este, o traducem. Da? Uh-huh. El va folosi o hotărâre care este lui favorabilă pentru că e acțiunea lui pe care a câștigat-o și dumneavoastră ați pierdut-o, tradusă în sensul că trebuie să se întoarcă copiii la domiciliu obișnuit pentru că acolo s-au născut, ăla e considerat domiciliu obișnuit în Franța, cu dumneavoastră, și va continua procedura de divorț. Nu este, este o bilă neagră că ce? Că ați pierdut și că trebuie să se întoarcă copiii acolo provizoriu. Atenție! Nu definitiv. Provizoriu până când se va pronunța procesul de custodie. Uite ce mai scrie Minuta, că tot revin pe ea și mă uit. Obligă părâta să predea reclamantului sau reprezentantului acestuia pașapoartele sau documentele de călătorie ale minorilor. Da, dacă îi va preda, dar ea poate să returneze copiii împreună cu ea, să se întoarcă în Franța. Absolut. Nu trebuie neapărat să aștepte implicația autorităților. Doar dacă nu îi dă de bună voie, atunci intervine. Știu lucrul ăsta, e ok. Și în condiția în care ea nu are unde să meargă acolo, e o întrebare ipotetică. Asta ar fi altă problemă dacă n-ar avea, dar odată ce instanța, eu bănuiesc că judecătoarele astea de la Curtea de Apel așa strâmb cum au judecat, așa, măcar s-au asigurat că domiciliul ăla obișnuit din Franța există, nu s-au asigurat, n-au verificat dacă... Deci, în termenul legii, domiciliul obișnuit înseamnă locul unde ei locuiesc efectiv în Franța. Mm-hmm. Bănuiesc că s-au asigurat că există un astfel de loc în Franța, nu? Nu. Bunicii nu a făcut din nimeni America... dovada că acolo este un domiciliu unde ei locuiesc cu dumneavoastră. Domiciliul sau... tatălui. Nu cred că au... Bunicii din America au, nu știu, de când a intervenit această separare, acest divorț, au avut vreo contribuție? Absolut, l-au încurajat să-mi ia copiii pentru că nu le place România. Adică este aberant, este... n-are niciun sens. N-au avut o discuție cu el să ajungem la un consens, adică cum să facem? E cumva posibil ca părinții prin ambasada de la București să fi făcut, nu știu, presiuni și cereri în instanță? Eu asta nu știu, dar tatălui a făcut presiuni în box asupra poliției unde lucrează soțul mamei mele. Adică a contactat pe cineva pe Facebook spunându-le că ce fel de oameni sunt părinții mei și că nicio problemă, copiii vor, oricum o să-mi ia copiii. Ei sunt pe poziție de forță, asta e foarte clar și probabil că și asta e tot o modalitate de intimida, de a nu... Nu, dar oamenii ăștia sunt cetățeni americani care fac niște așa presiuni în România. Se... Nu prea... Doamne, au fost pe aici și oameni care au omorât alți oameni și care au scăpat bazma curată. Cu ajutorul ambasandei. Peste baltă, ca să zic așa. Haideți să fim serioși. Nu e chiar așa. Da, nu știu, eu știu așa că justiția de multe ori nu face dreptate, dar aplică legea. În cazul de față, legea e de partea mamei. Ce lege au aplicat doamnele astea? Păi v-am spus, am întors la 180 de grade o sentință unde legea era de partea mamei, unde un judecător a constatat că, într-adevăr, suntem pe excepția din lege în care există pericol și copiii nu trebuie returnați. Deci vă spun încă o dată, repet, motivarea Tribunalului București, a judecătorului de la Tribunalul București este exemplară. Este exact pe lege, motivat cu exemple, cu probe. Deci putem suspecta, nu știu, acte de corupție, de prostie, de ce să suspectăm? Eu, acum, colega de platou a zis că este dezinteres, că e superficialitate. Eu cred modul elegant. Dar eu întreb, sunt trei judecători, trei. Hai să zicem că una greșea, una dormea, una trei. Și totuși am înțeles că dosarul ăsta n-a fost așa judecat de pe scaun, a fost cu scene de teatru, și judecătoarele că au să trebuie să judecăm repede. Ce înseamnă asta, să judecăm repede? Da, este un termen în care e termenul acela de 6 săptămâni în care trebuie judecată. El a fost depășit cu mult. E o procedură urgentă.
că e vorba de minori și aici, în general, cu minorii, cam toate procedurile ar trebui și sunt urgente. Dar, într-adevăr, nu aveau, decât trebuiau să justifice de ce, în toate dosarele cu minori, indiferent care este obiectul lor, trebuie să primeze interesul superior al minorului. În toate, indiferent ce obiect au. Și atunci de acolo pleci să construiești dosarul, de la interesul superior al minorului. Sau construiești de jos, dar ajungi sus la interesul superior al minorului. Vreau să știu și eu, judecătoarele astea, care a fost, ce a fost în capul lor când au considerat că interesul superior al minorului e să fie returnați înapoi într-o țară care este un tată violent care se tăbrează. Cred, da, cred că l-avem la dosar. Nu știu, mi se pare incredibil cum până la urmă niște reprezentanți ai statului își bat joc de viața unor copii. De ce și cum nu, deci nu pot să concep așa ceva. E genul de situație în care rămâi blocat. E genul de situație în care rămâi blocat și aproape vreau să mai vă mai spun că tot Curtea de Apel București a fost, cred că, dacă nu mă înșel, acum 2 săptămâni, un alt caz cu o mamă, 3 copii sau 2 copii, căsătorită cu un pakistanez undeva în Anglia, venise în România tot așa cu semnătură de la tată. Copii, da. Și Curtea de Apel București a hotărât ca asistența socială din Anglia să ia copiii. Pe ce tatăl nu înțelegea ce s-a întâmplat pentru că el își dăduse semnătură și asta, să vină copii în România, era de acord ca acei copii să stea în România și Curtea de Apel București se trezește și dă copiii asistenței sociale din Anglia. Deci e incredibil. Înseamnă că acești judecători, nu știu, mă gândesc, respectă niște norme europene sau dacă fac pe plac Uniunii Europene cu niște decizii din astea aberante. Nu mai puțin, chiar dacă respectă, chiar dacă să zicem că avem litera și spiritul legii și chiar dacă să zicem că aici suntem exact pe litera convenției, dacă zice, litera zice clar acolo, dacă copiii sunt în altă parte ilicit, trebuie reîntorși. Dar are și excepții. Da, dar litera asta, până să trecem la spiritul legii, de ce a fost creată ea, ca tot să ajungem tot la interesul superior al minorului, mai are o excepție care e pe literă, nu e pe spirit. Excepția aia, asta era în cazul ăsta incidentă, excepția. Într-adevăr, sunt ilicit aici, dar atunci când există pericol, nu mai aplicăm convenția, că suntem pe excepție. Nu știu, doamne judecătoare, se pare că n-au știut să citească, adică, pentru că sunt la dosar probe și audio și video. Am ajuns la sfârșit. Sper ca în țara asta să nu se mai întâmple astfel de cazuri, ca România să nu-și mai bată joc de proprii cetățeni și că, nu știu, mamele nu pot să rămână fără copii prin niște decizii abusive a unor judecători care nu știu după ce judecă. Nu e vorba de România care își bate joc de mame și de copii, sunt reprezentantele României. Păi, din România. Doamnele astea din justiție, din justiția din România. Poate că România ar trebui dată în judecată ca să-și bage mințile. Am ajuns la asta, trebuie să luăm publicitate. Sperăm totuși să nu se mai întâmple așa ceva.